Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. O emisiune care este dedicată de data aceasta preoției. Până acum am văzut mai multe sacramente sau taine, tainele inițierii, botezul, mirul și euharistia, tainele vindecării, pocăința și ungerea bolnavelor și ne-au mai rămas de tratat alte două taine, preoția și căsătoria, taine puse în slujba comuniunii, a slujirii bisericii și a celorlalți, taine din care sunt două căi prin care un creștin poate să facă din viața sa un drum de iubire. Tratăm astăzi despre taina Sfintei Preoții cu invitații noștri, doi preoți, pe care îi salut cu mult drag, Părintele Daniel Iacobuț, profesor de liturgie la Institutul Teologic din Iași. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Și Părintele Alois Bulai, profesor de Sfânta Scriptură la același institut. Bine ați venit! Vă salut cu bucurie! Încercăm să ne apropiem de taina aceasta a Sfintei Preoții cu ajutorul preoției dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți preoți. De câți ani sunteți preot, Părinte? Anul acesta împlinesc 10 ani de preoție. Felicitări și mulți înainte. Mulțumesc dumneavoastră, Părinte Alois. Din îndurarea Domnului sper să ajung la 32. Mulți înainte. Mulțumesc. O primă întrebare ar fi, de ce preot? Recunosc că nu am motivația radicală și profundă la îndemână. Pentru că îmi vine în minte un fragment din Evanghelie în care Iisus le spune apostolilor: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Motivația cea mai profundă, cred că stă la Dumnezeu. Eu pot să spun că la un moment dat în viața mea am perceput această alegere din partea Mântuitorului ca o chemare, ca un drum care mi se deschidea în față și pe care eram invitat să umblu. Și am ales să mă încred în această chemare. Am ales să merg pe acest drum și iată, sunt preot. Părintele Alois, de ce preot și nu altceva? N-aș putea să spun. Doar atât am văzut că Dumnezeu mi-a scos în cale oameni, mi-a pus în mână cărți de citit, am ascultat predici, în așa fel încât la un moment dat am simțit că trebuie să vin la seminar și să devin preot. Așadar, cum se naște o chemare la preoție și cum a încolțit chemarea în propria dumneavoastră viață? În ce mă privește pe mine, momentul fundamental a fost când m-am reapropiat de biserică cu ocazia pregătirii pentru Sfântul Mir. Aveam în jur de 12 ani și se făceau cateheze, trebuia să venim mai des decât de obicei la biserică, de obicei participam împreună cu familia în fiecare duminică la Sfânta Liturghie. Dar pregătindu-ne împreună cu ceilalți adolescenți pentru celebrarea și primirea Sfântului Mir, veneam din ce în ce mai des la Sfânta Liturghie, la cateheze, și a început să se nască în mine o dorință, o aspirație. Dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu, fiind mai aproape de altar. Și am dorit să devin ministrant, adică unul dintre acei copii care ajută preotul în celebrarea Sfintei Liturghii. Am cerut părintelui paroh de atunci și părintelui vicar dacă pot să devin ministrant. Mi-au spus că da, dar după o anumită probă, a trebuit să vin 2 săptămâni dimineață de dimineață la Sfânta Liturghie. Și astfel, devenind ministrant, am simțit cum acea dorință de a fi mai aproape de Dumnezeu a crescut din ce în ce mai mult în mine. Și am văzut apoi în preoții care erau acolo în parohie, pe care mai întâlneam, cum apropierea lor de Dumnezeu îi făcea să fie foarte aproape și de oameni. Și vedeam această umanitate a lor senină, plină de bucurie, care m-a cucerit. Și astfel, de la 12 până la 15 ani, a crescut în mine dorința de a deveni preot și am intrat la seminar, la seminarul liceal, la Bacău. Apoi am venit la Iași și pe parcursul anilor de seminar, dorința de a deveni preot s-a maturizat și a crescut din ce în ce mai mult. Cum am coțit chemarea în propria dumneavoastră viață și ce anume v-a ajutat la descifrarea acestei chemări? Un punct de pornire al acestei vocații nu aș putea să-l identific. Cu siguranță că a început de acasă, din familie, din rugăciunea pe care părinții o făceau împreună cu noi,
A început probabil de la biserică, pentru că participam cu plăcere la Sfânta Liturghie în fiecare zi, dar mi-am formulat prima dată această problemă a vocației mele. Când eram în clasa a șasea, aveam o profesoară de română care a venit pentru ca să dăm teză. Două dintre colegii mele n-au putut să vină din cauza că erau bolnavi și cum era regulă atunci, ea trebuia să meargă acasă pentru ca ele să dea acolo teza. Și m-a luat pe mine ca ghid, întrucât nu cunoștea satul. Pe drum m-a întrebat, dar de ce vrei tu să te faci popă? Nu-mi formulasem niciodată treaba asta. Și ea mi-a trezit-o în formă negativă. Au trecut ani, a mers la liceu, la Roman, odată trecând de la liceu spre gară, am făcut o vizită la biserică și spre mirarea mea mă întâlnesc cu fosta mea profesoară de română, care mă întreabă, nu te-ai dus la seminar? Și am zis, nu. Păcat. Era cel mai frumos lucru pe care puteai, să-l faci. Și lucrul acesta mi-a rămas în minte. Am discutat cu alții și în cele din urmă am ajuns cu ajutorul Domnului la seminar. Între timp, colegii mei din studio o să pună imagini care să deruleze despre Sfânta Preoție, despre sfințiri de preoți din diverse locuri și în special de la Catedrala Romano-Catolică din Iași. Ați avut modele de preoți care v-au influențat în drumul spre preoție? Care și în ce sens v-au influențat? În primul rând, preoții pe care am întâlnit în parohia mea, din Roman. Apoi mărturisesc că în timpul seminarului, ultimii ani de formare pentru preoție, petrecându-i la Roma, am avut ocazia să-l întâlnesc de mai multe ori pe Papa Ioan Paul al II-lea, astăzi Sfântul Ioan Paul al II-lea. El a devenit pentru mine, în ultimii ani de formare pentru preoție, modelul la care făceam mereu referință și pe care astăzi îl invoc ca să mă ajute să-l urmez. Părintele Aloisi? Orizontul meu era foarte restrâns. N-am ieșit din sat, de la mine, decât când m-am dus la liceu. Așa că eu am avut în fața mea parohii de acolo. Primul, Părintele Gaevski Alexandru, era un bătrân care s-a așezat pe banc în curtea bisericii și veneau toți bărbații, s-a așezau cerc în jurul lui, femeile nu intrau. După ce rezolvau toate problemele, spuneau, gata, să mergem. Și mergea și începea vecernia. Era o celebrare formidabilă pentru că venea lumina soarelui dinspre apus și se reflecta chiar în altar unde strălucea Sfânta Ostie în adorație. A venit apoi un preot tânăr, Părintele Lenghen Gheorghe, care a transformat radical satul. Activitatea lui preoțească a fost înainte de toate o activitate de educație umană. Le-a învățat pe femei să facă curățenie, i-a învățat pe oameni când să meargă la câmp și cum să muncească. În așa fel încât el a rămas în memoria satului nostru ca părintele. Au venit ceilalți, au fost parohul, Părintele Paroh, dar el a rămas în conștiința noastră ca părintele și l-am avut mereu înaintea ochilor. Așadar, preoția se naște în urma unei chemări care vine din partea lui Dumnezeu. Ce trebuie să facă un tânăr care simte chemarea din partea lui Dumnezeu să ajungă preot? În primul rând, este nevoie de rugăciune, este nevoie de o sinceritate cu propria persoană și cu propria năzuință spre fericire, pentru că preoția este o promisiune de fericire prin dăruirea înaintea lui Dumnezeu și înaintea celorlalți, iar apoi să se deschidă, să ceară ajutorul bisericii prin preoții pe care îi întâlnește și apoi prin comunitatea, seminarul în care va intra. Cu alte cuvinte, deci după un timp trebuie să intre să studieze filozofie, teologie. Formarea integrală, formare umană, intelectuală, pastorală, pentru a putea deveni un preot după inima lui Iisus. Ce este așadar preoția, Părintele Aloisi? Preoția este prelungirea mandatului pe care Iisus Hristos le-a dat-o apostolilor de a predica Evanghelia la toată făptura până la marginile pământului. Este așadar o misiune încredințată de Hristos prin biserica sa
pentru biserica sa în vederea preamăririi lui Dumnezeu. Este un sacrament, adică nu este doar o alegere, o desemnare, o delegare, o instituire din partea comunității, ci este un semn sacru prin care Duhul Sfânt coboară asupra celui chemat și îi dă o putere sacră, puterea de a celebra cultul preamăririi lui Dumnezeu spre mântuirea oamenilor. Dar există vreo legătură între preoția Vechiului Testament și a Noului Testament? Mai întâi, ce rol aveau preoții în Vechiul Testament? Există legătură între preoția Vechiului Testament și a Noului Testament și această legătură vine tocmai din faptul că funcțiile preoției din Vechiul Testament sunt prefigurare pentru preoția Noului Testament. În Vechiul Testament, la început, nu exista o instituție a preoției. Șeful familiei, șeful clanului, era și cel care aducea cultul lui Dumnezeu. Dar odată cu formarea poporului, atunci când Israel a ieșit din țara sclaviei, din Egipt, sub conducerea lui Moise, s-a pus problema slujirii la cortul întâlnirii, unde avea loc contactul între Dumnezeu care se făcea prezent prin norul sau prin gloria sa și poporul care își prezenta cererile înaintea lui prin Moise. Și s-a instituit în felul acesta un trib, tribul lui Levi, care avea ca misiune principală tocmai slujirea templului, slujirea cortului alianței. De aceea nu avea nici o parte de moștenire, pentru că partea lui de moștenire era Domnul. Din cadrul acestui trib s-a ales o familie, familia lui Aaron, care reprezenta grupul celor care aveau posibilitatea să aducă jertfă, adică era forma cea mai înaltă a cultului adus lui Dumnezeu. Iar din cadrul acestei familii era unul, marele preot, care o singură dată pe an, în ziua iertării, avea posibilitatea să intre în Sfânta Sfintelor și, tămâindu-L pe Dumnezeu prezent acolo în Arca Alianței, să invoce numele Domnului asupra poporului. În felul acesta, misiunea preotului era, înainte de toate aceea, de a prezenta înaintea lui Dumnezeu cererile poporului și de a aduce de la Dumnezeu poporului binecuvântarea sa. În același timp, familia preoțească avea datoria de a păstra tradițiile, riturile, învățăturile. Și această misiune s-a cristalizat prin faptul că în jurul familiei sacerdotale s-au format cărțile Sfintei Scripturi, legea lui Moise, regulile sfințeniei, regulile slujirii la templu. E adevărat că slujirea cuvântului lui Dumnezeu a fost preluată cu timpul de către profeți, cei care interpretau legea care era fixată de familia preoțească din timpul lui Moise pentru timpul respectiv în care se afla poporul. Cu alte cuvinte, cei din Vechiul Testament, preoții din Vechiul Testament, erau aleși tot de Dumnezeu. Un trib, apoi un trib special, sigur că da. Dacă ajungem în Noul Testament, cum este preoția în Noul Testament? În primul rând, pornim de la Iisus Hristos. Iisus Hristos nu s-a prezentat niciodată ca preot. Și asta din mai multe motive. Înainte de toate, pentru că preoția Vechiului Testament era legată de un trib și de o familie. Ori Iisus nu făcea parte din tribul lui Levi. În al doilea rând, instituția preoției nu se bucura de un nume prea bun pe timpul lui Iisus Hristos, mai ales când preoția a început să fie comercializată și tratată în funcție de relațiile politice. Iisus Hristos a evitat să se numească și nu a acceptat să fie numit preot. În Evanghelie, în schimb, faptele sale sunt prezentate de multe ori ca faptele unui preot. Jertfa lui este prezentată ca jertfa prin care îi se aduce cult de preamărire lui Dumnezeu, prin care oamenii pot să se îndrepte spre Dumnezeu și prin care pot să aștepte de la Dumnezeu iertarea.
Mai mult decât atât, jertfa lui Iisus Hristos este prezentată ca fiind jertfa mielului pascal. Dacă Iisus nu s-a numit pe sine preot, nici apostolii nu s-au numit pe ei preoți. Însă, misiunea pe care au primit-o de la Iisus Hristos, aceea de a actualiza, de a face prezent înainte de toate jertfa Lui, prin misiunea pe care au primit-o, faceți aceasta în amintirea mea în seara cinei celei de taină, și prin misiunea pe care au primit-o de a învăța, făcând discipol din toate națiunile până la marginile pământului, se actualizează, de fapt, misiunea preotului pentru apostoli și pentru cei pe care ei apoi i-au lăsat ca urmași ai lor. De altfel, Iisus Hristos însuși este citit, este interpretat ca fiind marele preot al noului legământ, singurul mare preot al noii alianțe, de către scrisoarea către evrei. Este prezentată moartea lui Iisus Hristos ca fiind singura jertfă prin care se obține iertarea păcatelor, întrucât Iisus Hristos nu a adus jertfe de animale, ci s-a oferit pe sine însuși, reușind în felul acesta, prin jertfa propriului său trup, să sfâșie catapeteasma de la Sfânta Sfintelor și să le deschidă oamenilor accesul spre locuința lui Dumnezeu în ceruri. Vă mulțumesc pentru această prezentare amplă din Vechiul Testament și din Noul Testament, ca să ne ajute să înțelegem mai mult preoția. Părinte Daniel, întâlnim episcopi, preoții și diaconi. Vorbiți-ne despre treptele Sfintei Preoției. Sacramentul preoției, într-adevăr, cuprinde trei trepte sau trei grade. Plinătatea preoției este dăruită episcopilor. Episcopii sunt, de fapt, urmașii apostolilor. Hristos le-a spus apostolilor: așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, la fel vă trimit și eu pe voi. Și în felul acesta le-a dăruit misiunea de a face mereu prezentă preoția sa în lume. Apostolii, la rândul lor, au ales să împărtășească această misiune primită de la Hristos altor bărbați, impunând mâinile asupra lor și invocându-L pe Duhul Sfânt asupra acestora, pentru ca și ei să continue misiunea de a predica Evanghelia, de a sfinți poporul lui Dumnezeu prin Sfintele Taine și de a-L conduce. Așadar, plinătatea preoției aparține episcopilor, care sunt în mod direct urmașii apostolilor, succesorilor. Și preoții propriu-zis? Preoții au fost aleși de către episcopi pentru ca să fie părtași, să fie colaboratorilor, deci într-un mod inferior, dar oricum colaboratorilor în împlinirea misiunii apostolice pe care au primit-o. De aceea, preoții sunt un fel de prezbiteriu, formează așa numitul prezbiteriu sau grupul acelora care sunt colaboratorii cei mai apropiați ai episcopului, și ei primesc puterea de a vindeca prin sacramentul ungerii bolnavilor, primesc puterea de a ierta în sacramentul spovezii, primesc puterea de a celebra Sfânta Liturghie, de a vesti cuvântul și de a conduce biserica. Dar diaconii? Diaconii, ni se spune în tradiția bisericii, că sunt hirotoniți nu pentru preoție, ci pentru slujire. Adică ei sunt slujitorii primelor două trepte, a episcopului și a preoților. Ei, de fapt, cuvântul diacon vine din limba greacă și înseamnă slujitor. Și ei sunt hirotoniți, adică li se impune mâinile tocmai pentru a sluji la altar, în cadrul Sfintelor Liturghii, de a sluji cuvântul lui Dumnezeu, proclamând Evanghelia și predicând-o, mai ales pentru a sluji caritatea, adică pentru a sluji iubirea bisericii față de cei mai săraci. Am urmărit și urmărim, de fapt, imagini de la sfințirea preoților și aș dori să vă întreb, amintindu-vă și de momentul în care dumneavoastră ați fost hirotoniți, ce vă fascinează cel mai mult din ritul hirotonirii? Cu siguranță fascinează și în același timp este elementul esențial al celebrării, impunerea mâinilor din partea episcopului și rugăciunea prin care sunt invocate darurile Duhului Sfânt specifice pentru fiecare treaptă.
dar cu siguranță că sunt sugestive și riturile de inițiere ale celebrării și riturile care urmează explicative. În prima parte este prezentată alegerea, chemarea și numirea din partea episcopului, iar în partea a doua sunt specificate darurile pe care le primește fiecare. În felul acesta, episcopului nou consacrat îi se încredințează inelul, cârja, mitra și evangheliarul, arătând că el are misiunea de a vesti Evanghelia, are misiunea de a rămâne fidel bisericii ca logodnicei sale prin inelul pe care îl primește și de a păstări poporul lui Dumnezeu prin cârjă și prin mitre. Preotului îi se încredințează patena cu pâine și potirul cu vin, arătând că misiunea lui principală este aceea de a aduce jertfa noii alianții, unind în această jertfă toate cererile și toate problemele poporului lui Dumnezeu. Iar diaconului se încredințează evangheliarul pentru a se arăta că el are posibilitatea și responsabilitatea de a proclama Evanghelia și de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut de altfel în imagini impunerea mâinilor asupra preoților prin care li se conferea de altfel preoția din partea episcopului, dar în același timp am mai văzut ceva în ritul acesta al Sfintei Preoții. La un moment dat toți erau culcați cu fața la pământ. Ce semnifică lucrul acesta? Este momentul litaniei tuturor sfinților, adică al rugăciunii prin care întreaga biserică îl invocă pe Dumnezeu prin mijlocirea tuturor sfinților. E un moment în care biserica își lărgește într-un fel inima pentru a cuprinde și pe membrii ei cei mai speciali, cei mai deosebiți, anume sfinții. Litania tuturor sfinților e un moment profund de rugăciune în vederea pentru a pregăti următorul moment, cel al impunerii mâinilor și a rugăciunii de consacrare. Semnificația întinderii la pământ, a prosternării din partea diaconii, celor care vor fi diaconi sau celor care vor fi preoți, este, în primul rând, este un gest al rugăciunii, apoi un gest al abandonării în mâinile lui Dumnezeu, cel care apoi îi va transforma în intimitatea ființelor prin Harul Duhului Sfânt. Dar aș vrea să mă întorc la gestul fundamental, pentru că și pe mine m-a impresionat, aducându-mi aminte de propria hirotonire, momentul în care episcopul a impus mâinile asupra mea, asupra colegilor mei. Meditând asupra acestui gest, uneori văd în acel moment pe apostoli, pe primii apostoli care își impuneau și ei mâinile asupra episcopilor, prezbiterilor sau diaconilor, și ca un gest de alegere. Semnificația impunerii mâinilor în Sfânta Scriptură este cel al consacrării, al punerii deoparte, al conferirii unei puteri în vederea exercitării unei misiuni în mijlocul comunității. De fapt, semnul, gestul în sine, vrea să arate o realitate tainică. Prin acest gest, Duhul Sfânt coboară în tânărul respectiv, în acel om, și îi dăruiește puterea de a sluji poporului Dumnezeu, de a-L edifica. Iar tot în legătură cu acest gest, mi-aduc aminte de o predică a Papei Benedict al XVI-lea, a Papei Emerit, care în Joia Sfântă din 2006 spunea în felul următor: atunci când episcopul ne-a impus mâinile, de fapt Hristos însuși ne-a impus mâinile și ne-a spus: sunteți sub protecția mea, sunteți sub acoperișul inimii mele și de aceea intrați în vastitatea iubirii mele și cu această iubire vă puteți exercita slujirea. Din imagine am văzut că preoția propriu-zis o conferă episcopul, dar pe episcopi cine îi sfințește? Se cere și este obișnuit că atunci când este consacrat un episcop să participe mai mulți episcopi. Este semnificat în felul acesta continuitatea darului care vine de la Hristos prin apostoli și în același timp intrarea noului consacrat în comuniunea tuturor episcopilor sub conducerea celui care este conducătorul colegiului episcopilor și care este papa. Pomeneați de papa emerit Benedict al XVI-lea. El spunea odată episcopilor să-l arate pe Dumnezeu lumii care a uitat de el. Cum pot preoții să-l înfățișeze
oamenilor de astăzi pe Dumnezeu? În primul rând, acesta este un dar, nu o putere a preotului, a persoanei în sine. Este darul sacramentului. A fi hirotonit preot, episcop, înseamnă a deveni un fel de icoană sau o reprezentare a lui Hristos, a prezenței lui Hristos în mijlocul bisericii sale. Însuși faptul că preotul se îmbracă în alte haine atunci când slujește, semnifică că el acolo este o prezență a altuia. Se spune că preotul celebrează în persoana lui Hristos, adică vorbește cu euul lui Hristos. Nu este doar un simplu reprezentant, ci Hristos, prezența sa, devine vizibilă în slujirea preotului și a episcopului. Deci este deja un lucru pe care episcopii, preoții, diaconii îl fac celebrând Sfintele Taine și dăruind poporului binecuvântarea lui Dumnezeu. Cum devine acest lucru concret în viața lor de fiecare zi, este într-adevăr menirea noastră, adică aceea de a dărui vizibilitate lui Dumnezeu. Asta înseamnă a dărui vizibilitate iubirii, milostivirii lui Dumnezeu, binecuvântării, seninătății, speranței care vine din credința noastră în Dumnezeu. Mai sunt astăzi ascultați preoții, Părinte Aloisie? Da, sunt ascultați preoții, pentru că lucrul care m-a impresionat cel mai mult în anii pe care mi-a dăruit Bunul Dumnezeu de preoții este setea profundă pe care o are omul de Dumnezeu. Am avut ocazia să întâlnesc cu oameni de diferite condiții sociale, culturale și economice. Înaintea lui Dumnezeu, oamenii sunt teribil de egali. Nimic nu poate să-i satisfacă și de aceea cred că misiunea preotului, înainte de toate, este aceea de a sfâșia cerurile și de a-i lăsa pe oameni să vadă deasupra, acolo unde locuiește Dumnezeu, pentru că este singurul care dă sens, dă semnificație și plinătate oricărei aspirații umane. Ne aflăm spre finalul emisiunii. O întrebare pentru ambii părinți și în același timp un răspuns scurt. Ce este preoția pentru preotul Daniel Iacobuț? Este viața mea în legătură cu Hristos și cu persoanele pe care El mi le pune alături. Dar pentru preotul Alois Burai, ce este preoția? Este modalitatea mea de a fi, la fel în Hristos și în comuniune cu ceilalți. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune în care am discutat despre taina Sfintei Preoții. Vă aștept și cu altă ocazie pentru a discuta despre taina Sfintei Căsătorii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi aproape jumătate de oră. Ne-am apropiat de această taină a Sfintei Preoții. Îi salut cu respect pe toți preoții și apreciez mult darul pe care Dumnezeu l-a așezat în ei. Invit pe toți credincioșii să iubească pe preoții lor, să se roage pentru ei și în același timp să le asculte sfatul și cuvântul care vine de la Dumnezeu. Vă mulțumesc, vă doresc o săptămână binecuvântată de Dumnezeu. Vă aștept peste două săptămâni. La revedere!